începem cu o întrebare foarte simplă. Care este aceasta este întrebarea. Am mai formulat-o, dar nu am găsit încă răspunsul, de asta o să o repet până când îmi este dat. E perioada în care foarte multă lume pune fotografii de la căsătorire, de obicei de la ta sau de la altora. Ca să aniverseze, să manchez. Dar este și perioada în care la mine pe Facebook, nu știu, e toamna, e aer, e apa, e ceva, foarte mulți pun in a relationship. Nu știu de ce. Vara n-au curajul. Înainte de post. Ha? Serios, fotografiile se justifică pentru că e o perioadă a nunților până începe postul Crăciunului. Asta sunt multe nunți. De la Sfânta Mărie și până la... Și in a relationship, de ce toamna mai mult decât vara? De la frig și că n-a dat radetul căldură. Și ce dacă îți cauți calorifer sau ce? Păi, de unde și vorba, aveți camere libere, da, cameră cu suflet cald aveți. Înțelegi? Că nu mi s-a întâmplat. Romantism, deci, octombrie, întrebarea dimineții este... Când? În ce moment al relației reale pui în partea virtuală a vieții tale in a relationship? De la primul sărut, de la prima floare, de la prima cafea băută, de la... De la... Să vă fie rușine, să vă fie huă. Eu nu vreau să știu asta, că e cumva... Adică de obicei ele postează și te sună pe tine să te întrebe de ce nu ai schimbat status. Și trebuie să schimbi și tu, nu? Da, și tu nu vrei, oricum nu vrea nimeni. Să zici că e blocat butonul. Da, că nu merge, că nu avem același Facebook, că tu ai o versiune mai veche. Eu vreau să știu ce înseamnă it's complicated. It's complicated. Da, asta, deci nu înțeleg, adică... Adică de comun acord... Stabiliți că mai puteți lăsa o portiță deschisă, Răzvană. Și asta trebuie să recunoaștem în, da, ca să nu pierdem investitorii. Yes. Mm-hmm. Nu știu cum să spun câte eu. Când sunteți cunoști, denunțe. Friends with benefits, yes. Sau buddies, dacă mă înțelegi, F-buddies. F-buddies. Ai voie să pui it's complicated. Păi nu, dar nu mai scrie asta, mă rog. Bun, Amalia, ce părere poate ai? Poate sunt eu de modă veche. Lăsați că am văzut noi în ziare că nu sunteți deloc de modă veche. Nu știu, Dani, dar eu nici până în momentul de față nu am. Nu ai pus in a relationship? Dar tu ești până în gât cum ar veni. Nu cred că e cazul să... Tu când ai pune? Dacă el ți-ar cere? După ce moment? Primul buchet de flori, primul sărut, primul ținut de mână... Deci doar dacă îmi cere el? Să zicem că ele țin oricum minte toate datele, prima nu dată e adevărat. Când s-au văzut. Când consider că ai o relație cu el și nu doar vă... Nu toți aveți memoria mea, mă. Păi după o perioadă în care... Care perioadă? Am o lună, două... După ce ai dormit la el? Da, asta da. Neapărat asta. De câte ori ai dormit la el? De câte ori, da, am înțeles, de câte ori trebuie să fi dormit la el să... De vreo 5-6 ori, cel da. Puțin. Ca prima oară nici nu dormi bine, dacă așa. Da, da. Subscriu. Deci să-ți iasă somnul tot. Trebuie să știi, mă, tineretul. Că nu știi, tu știi. Tu cu mine vorbești, da. Scuză-mă. Flavia, după părerea ta, când poți pune pe Facebook in a relationship? Da, eu nu prea sunt de acord cu asta, cu postul pe Facebook, dar... Hai că vă ador, eu pe voi ca și... Dar sunt de acord cu Amalia, ca și colege de televiziune, da, vă ador. Da. Orice întreb, da, voi nu aș sunteți de acord. Aș vrea să spun că te ador și pot chiar acum să te omor. Păi nu știu, de cele mai multe ori, din ce văd, după prima noapte dormită, fetele își pun in a relationship, dar eu cred că după vreo câteva dăți, așa... Da, rezolva. De ce insiști, frate? Avem 33 de ani de relație noi doi. Încă putem să vorbim lucrurile astea. De ce tot vrei să bagi în seamă juvenilitatea din platou? Da. N-ai de unde! Cu cine? Asta are un copil cu dânsul și tot l-a pus in a relationship. A înghițit o sămânță de mazăre odată și a rămas gravidă. Vlăduț, tu ce părere ai? Când poți spune pe Facebook că ai o relație? După prima ciorbă? Nu știu, mă, Dani, de ce mă întreb tu anumite chestii la care eu n-aș putea să-ți răspund? Tu ai pune pe Facebook dacă... Tu n-ai Facebook. Dar Vlăduț n-are da, Facebook. Dar ai pune pe Facebook că ești într-o relație, de exemplu, să vadă toți? Nu, cred că asta ține de intimitatea fiecăruia, da, și bă, nu știu dacă e ok. Păi tu nu știi ce-a făcut Facebook-ul ăsta din lume? Ce intimitate, că da, ce bei când bei, ce haine ți-ai luat, ce mănânci, aia cu ce mănânci mi se pare suprem. Unde te duci în vacanță? Ce ai făcut în vacanță? Pe cine ai luat în vacanță? Delia e în vacanță, eu știu că Delia e în vacanță. Știi de ce știu că Facebook, e de pe Facebook-ul bărbatul, că eu stau pe Facebook. Am văzut ce mănâncă, ce bea, gata, practic a fost și eu la Tokyo și la Seul. Am vrut să spun, să le dau jumătate de bani.
Ai văzut din poze? Am văzut din practic, am și simțit. Hai că n-am rezolvat-o între noi, bă, că toți suntem... De când... Stai mă, că sunt oameni care sunt la noi pe Facebook, care deja și-au pus in a relation. Când, fetelor, că voi ați început-o. Noi așa, târâți am pus. Fetelor, de la ce moment... Hai să ne aducem aminte, să lucrăm empiric. De la ce moment al relației ați pus in a relation? Vă rog să căutați în partea din fața memoriei, că la voi oricum relația e în fața memoriei. După aia vin formulele matematice, când trebuie să schimbați uleiul la mașină, când e prima revizie, că nu mai aveți plăcuțe. Toate astea sunt la noi. La voi, relația. Când ați pus inorile, ce vrei? Ele pun în proporție 90% în relationship de la primul te iubesc. Deci facem pariu? De la primul te iubesc? Da. Mulțumesc. Nu, să nu mergem atât de departe cu imaginația, că nu sunt... Am înțeles. Sunt om de televizor, idiot. Michi, pune pe Facebook, te rog, caută ceva cu o poză concludentă, ceva, fata care este ținută de mâna fotografului sau ceva de genul ăsta. E Vitalul Georgică. Cum? Și Georgică are de asta, poza asta? De mult, de un an. Da? Da. Mi se pare că toate fetele au poza asta, da. Deci are și da. Georgică. Amalia, horoscop și trebuie să o deznodăm până la 9. Vă rog.